La întâlnirile cu cei doi miniștri au participat 41 de primari și membrii biroului politic județean PNL, unde s-au purtat discuții pe tema gazelor și a porurilor, dar și cu cei din țara Loviștei pe tema subiectului modernizării DN7D. Este foarte importantă vizita celor doi miniștri și faptul că ministrul Fondurilor Europene este astăzi aici pentru un mare proiect de modernizare a județului Vâlcea prin dezvoltarea infrastructurii de apă și canal, un proiect mare de 220 de milioane de euro, este un lucru important și faptul că a adunat toți factorii la un loc și a găsit soluții pentru a genera rezolvarea termenelor, scurtarea termenelor de a ajunge în faza de semnare a contractului și demararea licitației pentru a îl implementa, este, din punctul meu de vedere, o mare realizare. De asemenea, prezența ministrului Agriculturii într-o perioadă în care, iacătă, județul Vâlcea este afectat de inundații, să zic așa, mai puțin de secetă, din fericire, ne creează posibilitatea să sperăm că, pe viitor, sprijinul guvernului, în general, pe județul Vâlcea este, într-o foarte mare măsură, început. Noi sperăm și credem că o să încercăm să poată să vină și să o să aibă invitație din partea noastră și a altor miniștri cu impact important în dezvoltarea infrastructurii în general a județului Vâlcea. Știți foarte bine că chiar discuta domnul președinte Uican despre aducerea ministrului transporturilor. Știm bine că sunt niște căi de circulație care trebuie neapărat să fie realizate ca să putem să ne racordăm la viteza de transport normală pentru ca investitorii să participe, să spun așa, în dezvoltarea economică a județului Vâlcea. Și sigur, astea sunt prioritățile noastre. Sigur, este importantă și venirea ministrului economiei. Sunt câțiva miniștri foarte importanți care trebuie să vină în Vâlcea, vor veni în Vâlcea, pentru că se pare că, într-adevăr, iacătă, miniștrii guvernului Orban sunt determinați pentru a încerca să cunoască situațiile reale din teren, astfel încât să poată să ia deciziile cele mai corecte pentru legislație în general, pentru hotărârile care pot să le ia guvernul în special, pentru investiții în special. În primele 4 luni ale anului 2020, nivelul absorpției fondurilor europene s-a situat la cel mai înalt nivel comparativ cu anii anteriori. De asemenea, tot în primele 4 luni ale anului 2020, plățile efective pentru fermieri s-au ridicat la 211 milioane de euro față de 136 de milioane de euro în perioada similară a anului 2019.